De ce ați condus băut? Ați consumat băuturi alcoolice? De ce ați refuzat prelevarea de probe? Ați lovit o mașină? De ce ați lovit o mașină și ați plecat? De ce ați refuzat probele biologice? Ați lovit o mașină și ați plecat? Ați consumat alcool? Ați aflat că veți fi demis? De ce ați consumat băuturi alcoolice și v-ați urcat la volan? Domnul Lupu, ne răspundeți? Nu vreți să vorbiți cu noi. E mașina mea privată asta. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 56 de ani a lovit o mașină ce se afla parcată pe strada Behele din municipiul Timișoara, producând pagube materiale. La sosirea echipajelor de poliție, bărbatul în cauză a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, totodată refuzând să îi se recolteze și probe de sânge. Astfel, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz de prelevare de monstre biologice. Dosarul va fi înaintat parchetului de pe lângă Curtea de Apel din municipiul Timișoara.